Bună ziua și bine v-am regăsit! Un nou episod despre realități despre Uniunea Europeană. Și astăzi vă provoc din nou. Realmente Rusia este victima, așa cum postează unii în spațiul public? A fost Rusia realmente provocată de Uniunea Europeană sau de Occident, astfel încât nu a avut alte opțiuni decât cel al unui război? Sau este pur și simplu un dublu discurs pe care îl practică să justifice niște acțiuni total ilegitime, în ceea ce înseamnă aplicarea dreptului internațional. Aceste lucruri și nu numai le vom discuta astăzi alături de un invitat de excepție, care de altfel nici nu necesită foarte multe prezentări pentru că este cunoscut de toată lumea. Un expert de excepție în relațiile internaționale, fost ministru de externe și o persoană pe care am avut plăcerea să o avem cadrul didactic asociat la specializarea de studii de securitate. Domnul ministru Cristian Diaconescu, bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Să rămână. mulțumesc pentru invitație. După cum am spus, provocăm auditoriu și mai ales provocăm cei care întrețin propaganda rusă în spațiul online. Și de la ultima emisiune cu Armata Europeană am văzut că prezența lor pe pagina noastră este din ce în ce mai mare. Dar ne bucurăm, poate reușim să-i convingem și pe ei despre neadevărurile pe care le promovează în spațiul public. Există foarte mulți analiști care, după anul 2014, și ne referim după Euromaidan și evenimentele din Donbass, spuneau și preconizau că va exista un conflict mai extins în Est. Rusia, pe de altă parte, vine și spune în retorica sa că Occidentul nu i-a lăsat niciun fel de opțiune și că s-a ajuns la acest conflict pentru că... Nu s-au putut concilia sub nicio formă lucrurile. Ați negociat tratatul României cu Rusia, cunoașteți retorica Rusiei îndeaproape și cunoașteți foarte bine principiile după care funcționează diplomația occidentală. Considerați că nu s-a putut ajunge la o soluție diplomatică în cazul Ucrainei, din vina Occidentului sau din vina Rusiei? Băi, în primul rând, să plecăm de la premiza esențială. Anul 2014, Federația Rusă ocupă Crimea, organizează un tip de referendum, spun ei, și alipește Federația Rusă Crimea fără niciun fel de problemă, teritoriul unui stat suveran care nu și exprimase până la intervenția militară rusă din 2014 niciun fel de intenție de a se alipi la un alt stat. În al doilea rând, oblasturile Donbas și Lugans sunt în egală măsură, tot din 2014, Într-o situație militară complicată, să nu uităm că până la intervenția din acest an, practic în acea zonă, și-au pierdut viața peste 20.000 de oameni în luptele între diverse miliții locale. Amestecul Federației Rusă niciodată a acceptat, cum nici în acest moment nu se acceptă, ideea la Moscova în legătură cu faptul că s-a declanșat un război, ci este o operațiune specială a căror scopuri sunt destul de neclare pentru că se schimbă de la o lună la alta. Fie denazificarea Ucrainei, fie uh, respectarea principiului autodeterminării, fie pur și simplu anihilarea identității suverane al Ucrainei. Nimeni n-a făcut un secret din asta la Moscova. Practic, pentru foarte mulți purtători de mesaj și politicieni ucraineni, uh, ruși, mă iertați, Ucraina nu există. Nu, nu are identitate statală. Ori toate aceste elemente, toate aceste argumente nu mi se par ca fi în vreo legătură sau alta cu opțiunile strategice ale Uniunii Europene. Nu au absolut niciun fel de tangență. Mai mult decât atât, în faza inițială, pericolul, cu ghilimele de rigoare, al integrării Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică a reprezentat iarăși unul din argumentele, a exprimat public, direct, privind această intervenție brutală militară. Deci, sunt elemente de război hibrid. Practic, în acest moment, avem trei categorii de conflicte, ca să spun așa, în derulare. Unul este războiul în teren, cel convențional. Al doilea este războiul hibrid al manipulării, al dezinformării, al încercării de a atrage un tip de sentimente de suspiciune, mai ales în Occident, în legătură cu ideea merită să ne implicăm militar, merită să aplicăm un regim de sancțiuni care sigur are un decont economic și la noi sau să-i lăsăm pe ei acolo în estul Europei să-și vadă de treaba lor. Și a treia, un război care rezultă din, cum să spune, instrumentalizarea militară a economicului, deci a exporturilor de hidrocarburi, a cerealelor, tot ceea ce se discută astăzi și într-adevăr, creează o problemă la nivel global. Deci, din această perspectivă, după părerea mea, răspunsul este clar și este cât se poate de categoric. Un stat nuclear a atacat un alt stat suveran fără niciun fel de argument. Da, și este foarte interesant acest uh, dublu discurs, pentru că în spațiul public uh, Putin sau uh, reprezentanții Lavrov sau alți reprezentanți folosesc un discurs, dar dacă stăm să ne uităm la organizațiile internaționale din care Rusia face parte, uh, discursul este de cu totul altă formă. Și m-am oprit asupra declarației de la Moscova uh, a Consiliului Șefilor de Stat uh, din Organizația de Cooperare de la Shanghai. Că pentru auditoriul nostru, Organizația de Cooperare de la Shanghai a fost inițiată de Moscova cu Beijing și s-a alăturat mai târziu și China, mai sunt și alte state, dar sunt importante cele trei în economia discuției. Uh, această declarație adoptată în 2020 menționa următoarele elemente și am să le citez, uh, n-am să le citez din memorie, ci chiar să le citez tocmai pentru că sunt extrem de importante ca text. Relațiile internaționale, zic ei, trec printr-o etapă de transformare profundă. Consolidarea noilor centre de putere politică și economică și formarea unei noi ordini mondiale pe principiile multipolarității. Statele membre uh, vor continua să consolideze organizația de cooperare de la Shanghai ca unul dintre pilonii unei noi ordini mondiale mai reprezentative. Deci, pe de altă parte, ne dorim o nouă ordine mondială, dar pe de altă parte spunem că acțiunile evidentă de agresiunea militară, nu sunt ceea ce și uh, para fi. Uh, Coroborând această declarație, uh, acest extras din declarație, el este mai lung și face trimită inclusiv la denazificarea Europei, apropo în legătură cu ce se întâmplă acum și discursul Rusiei, și luând în considerare retorica lui Putin, care a anunțat anumite lucruri de adeptul uh, foarte direct privind refacerea influenței Rusiei în est, v-aș adresa două întrebări sau o întrebare cu două elemente. Prima ar fi sau primul element ar fi dacă putem considera anul 2008, când a avut loc invazia în Georgia, ca fiind punctul de plecare prin care Rusia a încercat să Pună piciorul mai hotărât în refacerea acestei sfere de influență sau noi ordini mondiale, așa cum o vede ea, și dacă putem considera uh, totodată ofensivia Rusiei în Ucraina ca fiind începutul uh, renegocierii poli polilor de putere la nivel internațional. Haideți să privim din două perspective distincte. Din perspectiva Federației Ruse, aceste așteptări pe care dumneavoastră corect le-ați menționat inclusiv în ceea ce privește mandatul organizației de la Shanghai, sunt afirmate politic, diplomatic, dar și public de ani de zile. Federația Rusă își dorește o lume multipolară în care statul rus, politica Federației Ruse, să fie considerată de cealaltă parte a comunității internaționale ca fiind una globală și nu regională. Acest tip de frustrare a Moscovei. Noi nu suntem doar o putere aici, în fostul spațiu CSI. Noi suntem o putere cu relevanță și cu rezonanță la nivelul întregii comunități internaționale. Să știți că s-a manifestat, exprimat și subliniat, autosubliniat, într-adevăr, în foarte multe situații. Ideea, la un moment dat, am participat la astfel de discuții. Ideea, de exemplu, de a alege Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE-ul, spunând, păi, NATO are grup la OSCE, UE are grup la OSCE, Asia Centrală are grup la OSCE, de ce nu să rămână OSCE-ul zona de dialog politic unică în ceea ce privește aspectele de securitate globală. În al doilea rând, este o chestiune oarecum interesantă și rezultă chiar din această criză ucraineană, după părerea mea, această dilemă. Și dacă îmi permiteți, în câteva minute o să elaborez puțin. S-a spus la un moment dat că poziționarea față de criza ucraineană reprezintă linia de demarcație între democrație și autocrație. Situația este destul de complicată pentru că, să spunem, un stat care este considerat în general, cum se zice, democrație electorală, deci un amestec între un sistem ceva mai dur politic și totuși o deschidere de tip democratic, cum este India, se află în acest moment într-o situație de neutralitate pozitivă, ca să zic așa, față de Federația Rusă. Un alt stat democratic, principial, cum este Brazilia, în egală măsură se manifestă la nivelul comunității internaționale, încercând, într-o formă sau alta, să acomodeze toate pozițiile cu înclinație spre Federația Rusă. Sunt state, în egală măsură, nu perfect conforme standardelor democratice, dar față de care nu există sindromul autocratic la nivel internațional, cum este Singapore care este împotriva Federației Ruse și a tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, fiind foarte categorică din acest punct de vedere. Statul Kazakhstan. Kazakhstanul, la recentul forum economic de la St. Petersburg, mă rog, vestita întâlnire anuală care se desfășoară acolo de o perioadă de timp, reprezentanții Kazakhstanului spre stupefacția inclusiv a. Uh, reprezentanții Kazakhstanului prin uh, președintele Tokayev, uh, spre stupefacția președintelui Putin, a spus uh, așa zisele semistate, entități non-statale de tip Donbass, uh, Luhansk, nu pot fi recunoscute la nivel internațional, Kazahstanul. Deci, situația este foarte complicată și atunci s-a încercat un anume tip de înțelegere a cercurilor concentrice privind raportarea la criza ucraineană. Și ce s-a identificat? În primul rând, lumea liberă, lumea occidentală. În lumea occidentală avem primul cerc al statelor care au sprijinit inclusiv militar, foarte serios, Ucraina în această criză. Și se detașează Statele Unite și Marea Britanie. Al doilea cerc, în egală măsură, din statele partenere nouă, este acela al. Țărilor care au acceptat regimul de sancțiuni și pe care, care l-au aplicat sistematic în relația cu Federația Rusă. Al treilea cerc, care inclină spre o variantă oarecum de echilibru, este cel al statelor care, de exemplu, au votat în adunarea generală condamnarea agresiunii Federației Ruse în Ucraina, dar altceva mai mult nu. Și zona cea mai numeroasă și cea mai semnificativă din punctul de vedere al statelor comunității internaționale, care sunt neutre spre a sublinia mesajul, nu ne amestecăm. Și atunci se gândește o formulă de a se disocia între, din păcate, între statele care sunt, cum se spune, state globale la nord și state globale la sud. Este împărțirea ceva mai veche între sud și nord, în sensul state dezvoltate, occidentale, cu autonomie funcțională și democratică clară, și state ceva mai incerte, din punct de vedere democratic mai ales, dar cu care se cooperează, mai ales economic, pentru că asta e situația. State din America Latină, state din Orientul Îndepărtat, din Asia îndepărtată. Indonezia, de exemplu, un stat echilibrat din punct de vedere politic, dar care nu a avut absolut niciun fel de problemă să invite în toamnă Federația Rusă la reuniunea G27. Și în Indonezia este un stat bine conturat economic. Nu mai vorbesc de China, care sunt un caz special din acest punct de vedere. Deci, la nivel internațional, nu neapărat confuzia, cât Semnalele amestecate în legătură cu criza ucraineană au generat o anume disociere și se discută astăzi foarte insistent de acest lucru. Să ne raportăm la criza ucraineană nu neapărat din perspectiva valorilor, ci din perspectiva intereselor. Pentru că dacă discutăm din perspectiva valorilor, s-ar putea să avem disocieri și separații de atitudine foarte interesante. Dar din perspectiva intereselor, nu știu ce stat, suveran prin funcționalitatea sa, ar accepta să fie, la un moment dat, atacat de un alt stat, să-i schimbe statutul și identitatea, eventual să fie, fie împărțit, fie desfințat, șters de pe hartă. Le pornind de la această premiză, s-ar putea ca lumea liberă să aibă ceva mai mulți aliați decât are în ziua de azi. Știu, este mai cinică, ceva mai pragmatică, dar asta e realitatea în care trăim. Foarte interesantă analiza și este foarte interesantă uh, această polarizare sau nu polarizare această amestecare care există la nivel internațional. Dar pe de altă parte, acceptarea unei situații cum este cea din Ucraina creează un precedent periculos pentru orice stat la nivel internațional. Și chiar dacă retorica poate fi de o formă sau alta și fiecare stat va îmbrățișa o retorică în funcție de interesele pe care le are. Uh, această diferențiere pe care ați făcut-o și mi se pare foarte, foarte interesantă, oarecum se leagă și de ceea ce aș dori să întreb în următoarea întrebare. Pentru că foarte mult și de mulți am vorbim despre iliberalism generarea și conturarea acestor curente pe care le simțim destul de puternic inclusiv în interiorul statelor occidentale. Oare aceste curente au fost întreținute și antamate la nivelul altor state prin aceste politici ale războiului hibrid tocmai ca în contextul unui, unei crize internaționale să se ajungă la o polarizare în interiorul statelor? Foarte mult vorbim despre iliberalism, mișcări liberale. Liberale versus liberalism? Oare cum să pun în balanță, în oglindă, cele două? Oare Rusia, prin ele, încerca sau Rusiei Rusie îi convine întreținerea unui astfel de discurs pentru antamarea unei lupte ideologice? Este într-adevăr un concept, liberalism, un concept foarte interesant, mai ales. Legat de faptul că a apărut în lumea liberă, deci a apărut Aha. în lumea democratică, nu este geneza unui mesaj de manipulare într-o autocrație în care dacă spui altceva, riști pușcărie. Deci am asistat la un moment dat la o discuție în care un viceprim ungar, întrebat într-un for politic, nu în cadru informal, întrebat într-un for politic cum se acomodează liberalismul cu valorile europene. A răspuns în felul următor. Noi, la Budapesta, politic vorbind, avem două argumente în ceea ce privește acest liberalism. În primul rând, nu înseamnă, spunea el, nu înseamnă negarea valorilor europene, ci o altă ierarhie. Deci, noi identificăm tradițiile, nativismul, profilul etnic, nu la noi, ci la alții ca fiind valori față de care Uniunea Europeană trebuie să fie mai, mult mai atașată decât stat de drept, drepturi și libertăți fundamentale, egalitate de gen, etc. Deci, într-o ordine de priorități, până la urmă, un tip de gândire tradiționalistă este, ar fi, în opțiunile Buda, peste mult mai, semnificativă și de luat în seamă și de apărat în mod clar decât statul de drept, unde atât Ungaria cât și Polonia au dificultăți foarte mari de acomodare cu uh, evaluările instituțiilor europene și al celorlalte state, membre ale Uniunii Europene. În al doilea rând, și aici este o chestiune greu contestabilă, uh, reprezentantul Ungariei și pe Mlașpor Orban spunea același lucru, reprezentantul Ungariei spunea uh, noi am testat aceste elemente. Nu sunt neapărat expresia politicii noastre, ci sunt validate public, pentru că le-am trecut prin proces electoral. Pe noi, lumea ne-a votat, având aceste concepte ca baza mesajului politic. Privind ce s-a întâmplat ieri în Franța. Deci, plecând de la legele prezidențiale, când partidele tradiționale care au dat președinții Franței de la al doilea război mondial încoace. Adică Partidul Socialist și Partidul Republican, mă rog, Partidul de Dreapt, Centru dreaptă, au obținut scoruri cu o cifră. Din partea stângii în Franța a candidat doamna primară al Parisului și a obținut 6 la, mai puțin 2-3%. Fabulă, așa ceva nu s-a întâmplat vreodată. În schimb, extrema dreaptă sau stângă de la Melanchon la doamna Le Pen, au ocupat practic spațiul public. Deci și astăzi în Parlament probabil că nu o să se unească, dar dacă s-ar uni, ar depăși partidul ansamblu al lui Macron. Pro-european. Ori, din acest punct de vedere, evident că aceste vulnerabilități, tendințe, tentații generate la nivel național au fost și folosite de cei care vor să, sau proximitatea estică care se gândește că o vulnerabilitate în spațiul NATO sau în Uniunea Europeană, mai ales la un stat nuclear puternic cum este Franța, nu poate fi lăsată să meargă la voia întâmplării. Și atunci, plecând de la premizele interne, se augumentează, cum le-au plăcea francezilor să spună, astfel de, de tendințe. Și iată că iese. Deci în acest moment Macron practic nu are... Uh, o majoritate pe care se poate conta în adunarea națională franceză. În egală măsură, este extrem de important pentru că, așa cum se știe, Constituția Franței este, este foarte clar atribuind competențe foarte serioase președintelui Franței. Deci, are competențe constituționale, nu le va putea exercita, mai ales în ce politica internă. Foarte complicat. Opțiunea extremă, Extrema ce înseamnă? Delimitare, segmentarea societății, linii de clivaj, deci suspiciune, deci neîncredere în societate, în stat, în alt sistem de valori sau a instituțiilor ca atare. Deci, ce înseamnă vulnerabilizare? Ori, din acest punct de vedere, merg mână-mână, mână, după părerea mea, dar inițiatic, aceste tendințe aparțin respectivelor popoare. Sigur, s-a dovedit într-o fază ulterioară amestecul unor zone de troli din Federația Rusă în ceea ce s-a întâmplat la Barcelona și în Catalunia. Dar nu putem spune că ei au generat acel sentiment de atomizare care a bântuit la un moment dat acea regiune din Spania, cea mai dezvoltată economic din Spania. Nu, a plecat tot de la, din origini istorice, etnice, frustrări de tot felul. Că pe urmă s-a multiplicat procesul, asta este. Dar, repet, din această perspectivă, practic, liberalismul, e o motivație politică. Nu există ca și curent de opinie. Este o formă de delimitare a gândirii tradiționale, a gândirii globaliste, a gândirii echitabile, cum să spun nu neapărat egalitariste, ci care respectă un sistem de valori uh, distinct, care poate conviețui cu naționalismul, poate conviețui cu profilul etnic sau tradițional. Nu este niciun fel de problemă, nu trebuie să se excludă una pe cealaltă. Pe de altă parte, dacă stăm să ne uităm, uh, într-adevăr ele pleacă din, uh, din acele retorice existente la nivel intern, dar antamarea lor în spațiul online este deosebit de interesantă, așa cum menționați mai devreme. Uh, și acum am să revin cu o întrebare la perioada 2005. În uh, perioada 2005 are loc o distanțare foarte clară față de Moscova pe baza evoluțiilor la momentul respectiv. Puteți să ne enumerați, fiind implicat la momentul respectiv în creonarea politicii externe a României, câteva inițiative dezvoltate la nivelul României care aveau ca scop protejarea față de acțiunile Rusiei în față de România sau posibile acțiuni ale Rusiei față de România? Deja în 2005 se comprinise proiectul de integrare în Alianța Nord-Atlantică și era clar, prin închiderea capitolului de negociere în 2004, faptul că la 1 ianuarie 2007 vom deveni membri ai Uniunii Europene. Pot să vă spun că am avut o confirmare interesantă. Atunci, oarecum eram vicepreședinte la Senat, eram în Parlament, ulterior, în 2009, am devenit studiu de externe dar o confirmare oarecum stranie pentru noi, poate n-ar fi trebuit ca lucrând în externe acest lucru să se întâmple, dar vă mărturisesc sincer că aceasta a fost revelația, și anume, după câteva discuții cu Sergei Lavrov, faptul că, da, Alianța Nord-Atlantică era percepută oarecum delimitativ, dar tradițional istoric delimitativ. Nu se adăugase ceva în plus. Mai mult decât atât, în 2005, președintele Putin era de 5 ani la putere și deja venea pe un fundal al înțelegerilor din 1997 NATO-Rusia, prin care o serie de flexibilități se oferise Federației Ruse, ce acum încearcă să fie înlăturate. Deci, oarecum mediul politic uh, era față de Federația Rusă, aș să zic, ofertant. Dar unde a, avut, a apărut revelația de care vă spun? Mai periculoase erau pentru Federația Rusă elementele de extindere privind Uniunea Europeană. Și am încercat să înțeleg de ce. Și am înțeles direct de la Lavrov, vreau să vă spun, indiferent până la urmă și de toate celelalte valori. Pur și simplu, pentru că deosebit de NATO, care presupunea o poziționare oarecum mecanică, previzibilă din punct de vedere militar. Un fel de așezare față în față într-un echilibru, nu neapărat al terorii, ca înainte de 90, ci oarecum ponderat. Se știa cam până la ce limită și un, o parte și alta ar putea să se desfășoare, militar vorbind. Privind Uniunea Europeană, era vorba de exportul de valori. Era vorba de exportul de principii, de reguli, care, odată intrate în spațiul uh, fost sovietic, ar fi generat probleme pe care Moscova le considera că, prin inerție, prin rostogolire, vor ajunge chiar în Federația Rusă. De aceea, enervarea pe, pe Ucraina din acea perioadă, Maidanul, tot ce s-a întâmplat, intervenția în Georgia în 2008, au fost momente prin care, brutal militar, de fapt, s-a încercat a se opri un proces de integrare care părea mult mai pașnic, ca să spun așa, decât cel privind Alianța Nord-Atlantică, dar care, din punct de vedere al impactului societal și din, al, al, gesticei gesticii politice, ar fi fost, cel puțin din câte am înțeles, mult mai grav pentru Federația Rusă, anul 2011 în primăvara arabă, toate aceste mișcări din acea perioadă au, fost, au avut rezonanță la Moscova foarte, foarte serios, punând sub semnul întrebării multe din punțile de comunicare ce erau stabilite cu Occidentul. Deci, repet, găsiseră în varianta NATO o formulă oarecum, să zic așa, echilibrată. De exemplu, când am negociat tratatul și după aceea, reprezentanții Moscovei încercau să-mi sublinieze că ei se opun principiului extinderii NATO. Dar n-au rostit niciodată România niciodată n-au rostit România spunând ne opunem ca România să devină membru NATO, ne opunem ca statele baltice să devină membru NATO. Dar tot pe o chestiune de principiu, nu neapărat pe o problemă militară. Au penisul la Kaliningrad sus, în nordul îndepărtat, deci cam aia era. Ei bine, când era vorba de Uniunea Europeană, acolo avea o problemă nu numai cu principiul extinderii, dar aveau o problemă cu Republica Moldova, cu Georgia, cu Ucraina, cu orice fel de gestică, inclusiv a societății civile, care ar fi fost orientată spre deschidere, spre flexibilizare. Deci vă spun că pe mine cel puțin pe noi ne-a luat, ne-a prins, ne -a pregătit. Noi crezând că dacă discutăm despre Uniunea Europeană, de fapt deschidem o zonă a cooperării și a prosperității economice. Dar se pare că regulile statului de drept, libertățile fundamentale, libertatea presei, erau mult mai periculoase decât tancurile Alianței Nord-Atlantice. Foarte interesant pentru că asta înseamnă că sinergia Mării Negre din proiect inițiat în 2008 și parteneriatul estic proiect inițiat în 2009 au reprezentat, să spunem așa, niște inconveniente pentru Rusia. Pe de altă parte, retorica lor, în primul rând, se leagă de NATO. Spun în permanență că extinderea NATO reprezintă o amenințare, dar având în vedere ceea ce ne-ați spus, nu pot să nu vă întreb uh, următoarea, uh, <laughs> să vă adresez următoarea întrebare. În momentul de față a avut loc o întâlnire istorică în care s-a pus problema extinderii Uniunii Europene înspre Est. Îmi aduc aminte că la întâlnirea de 10 ani a parteneriatului Estig eram acolo iar ideea unei extinderi înspre Est era așa avansată mai degrabă la ideea în viitor cândva poate se va întâmpla. Iată că evenimentele din Ucraina au deschis uh, ușa și au conștientizat, dacă vrem Europa, de necesitatea acestei extinderi. Uh, pentru Rusia, într un astfel de context în care Uniunea Europeană devine uh, extinderea europeană, extinderea valorilor, a mecanismelor economice, în definitiv a creșterii nivelului de trai. De ce să nu spunem acest lucru? Reprezintă o amenințare în momentul de față, o vor considera la fel de, uh, să spunem așa, uh, îi vor acorda același statut ca atunci în 2009, 2005, 2009. Cu unele amendamente s-ar putea s-ar putea, repet, suntem în zona speculativă, discutăm despre un stat Federația Rusă total impredictibil, deci în momentul ăsta este foarte greu de la mediul Academiei până la cel al comunității de informații, să știi ce se întâmplă în două, trei zile din perspectiva Moscovei. Dar ce s-ar putea într-adevăr discuta este faptul că în acest moment, Federația Rusă se abține în a avea o poziționare categorică față de Uniunea Europeană. Discută privind state din Uniunea Europeană, discută privind state din Alianța Nord-Atlantică, dar nu neapărat privind Uniunea Europeană în ansamblul său. Am avut o discuție informală, e adevărat, cu foști lideri europeni și unul dintre ei a fost prim-ministru într-un stat NATO-UE din fostul spațiu uh, comunist și la rândul său, îmi spunea, uh, am întrebat, spunem -mi și mie că tot discutăm despre extinderea UE și să zicem că cea a alianței nord-atlantice în Ucraina a fost lăsată deoparte deocamdată. Care ar fi totuși poziția Federației Ruse? Și el mi-a spus o chestiune, mi-a spus un cuvânt pe care, mă rog, nu l-a explicat. Federația Rusă contemplă Doamne, pot să, atât să vă răspund că deocamdată ei contemplă. Ce uh, contemplă? Păi hai să încercăm să elaborăm. S-ar putea ca lăsarea unei părți din Ucraina în Uniunea Europeană să fie o monedă de schimb. S-ar putea, atenție, nu fac niciun fel de predicții cu un mare coeficient de certitudine. S-ar putea ca. Uh, Uniunea Europeană, într-o anumită variantă, nu mi-aș dori acest lucru, dar cred că ar fi, totuși, la un moment dat, pe masa negocierii, să ceară Ucrainei un anume tip de atitudine la masa negocierilor în contrapartidă cu integrarea în Uniunea Europeană. Deci, Uh, ce să vă spun, s-ar putea să existe un anume tip de interferență uh, în ceea ce vrește de decizia politică privind extinderea integrarea în Uniunea Europeană a Ucrainei și Republicii Moldova. Aici vreau să fac o precizare foarte bine că nu s-a disociat între cele două state. S-a disociat, din păcate, în legătură cu Georgia. Pentru că știu că la un moment dat exista acea gândire și aici ucrainienii au greșit, mă rog, reprezentațiilor politici, spunând că sunt într-un tren de mare viteză spre Uniunea Europeană și că vagoanele întârzie, numite Republica Moldova și Georgia. Neînțelegând că o asociere de grup îi favorizează din punct de vedere al ritmului integrării și nu îi defavorizează, dar asta e. Uh, deci s-ar putea să existe un pachet ceva mai mare în care integrarea în Uniunea Europeană, într-o variantă mai rapidă, nu se poate face imediat, să fie clar, sub 18 luni, nu se pot face derogări conform tratatelor constitutive pentru un caz de forță majoră, pentru că singurul argument practic solid al Ucrainei ar, ar fi faptul că este atacată în acest moment, dar se are în vedere acest lucru și s-a avut în vedere, dar totuși până la o anumită limită. Deci s-ar putea să existe acest tip de flexibilități. De exemplu, tot prietenii mei cu care am discutat mi-au spus la un moment dat, întreba, știi care a fost prima întrebare care a pus-o Lavrov când a apărut ceva mai clară această integrare? A zis, a de se integrează Ucraina și Republica Moldova în Uniunea Europeană, deci devin parte activă în ceea ce privește regimul de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Da, aceasta ar fi consecința. Da. Am dat acest exemplu pentru a arăta cât de greu e digerabil procesul dincolo de aspectele care țin de valori, standarde, etc. Sigur că von der Leyen, când a anunțat uh, faptul că. Uh, va formaliza pe 23-24 la Consiliul Uniunii Europene decizia de acceptare ca și candidat de la aderare a Ucrainei și Republicii Moldova, s-a referit la o serie de premize de bază, care țin însă de tratat, și anume, în Ucraina, justiție, stat de drept, inclusiv o lege a minorităților, în Republica Moldova, continuarea luptei anticorupție. Da, este în condiții de pace este absolut normal să ai aceste așteptări. Dar nu cred pe de altă parte nici că statele UE vor renunța, repet, invocând cazul de forță majoră în care, prin care trece Ucraina. Deci este foarte complicat, dar mai mult intuiesc din ce mai discut cu unii și cu alții că acest proces de integrare, repet, care nu se finalizează azi, s-ar putea să facă parte din pachetul de negociere de mâine. Și ar fi oarecum ar oferi niște pârghii de negociere în contextul în care majoritatea spun că în momentul de față sunt pe poziții reconciliabile. Și o ultimă întrebare. România în tot acest context, ce poate face România? Avem insecuritate la graniță, în apropiere de noi, avem pe de parte, aceste garanții de securitate pe care le avem din, spre NATO și dinspre Uniunea Europeană. Ce poate face România? Rămâne un uh, pilon important pentru securitate și pentru negocierile care vor avea loc sau va rămâne pe un loc 2? Păi, dacă rămâne pe un loc 2, mai bine plecăm acasă, toți. Haideți, iertați-mă. Deci, în momentul în care ești stat de frontieră, în momentul în care este inadmisibil ca în acest moment să nu subliniez cât se poate declar că tu aperi lumea liberă. Da, iertați-mă. Într-o benzinărie, dacă intrăm acum, ne va întreba sigur cineva, spuneți-mi, vin și peste noi, ca să putem să ne gândim. Deci am trăit asta, doamna. Deci, e bine, nu cred că într-o benzinărie din München se întâmplă așa ceva. Sau într-un restaurant. Sau la discuție în familie. Deci, având această situație, aici ne-a fost Dumnezeu, acum ne place, nu ne place, asta e o criză generează presiuni, dar o criză generează și oportunități. Tot e să știi să le joci. Deci vreau să spun că, pe scurt, că România în acest moment nu are nicio scuză. România înseamnă reprezentanții săi, mult clar. Nu are nicio scuză în a nu se lupta și cu criza generată din Ucraina dar și pentru a dovedi partenerilor că suntem aici să apărăm. Vreau să vă dau un exemplu. Iertați-mă, e ușor, da, pentru că încheiem emisiunea, e ușor glumeț, dar spune niște lucruri. Fost la o întâlnire la un moment dat cu niște reprezentanți americani și cu Ahmed Davudoglu, fostul ministru de externe al Turciei, ulterior prim-ministru. Și Ahmed Davudoglu spunea, ne spunea nouă și implicit, mai ales americanilor, uitați-vă voi, americanilor, ce vecinătate are Turcia. Dacă noi nu închidem un parteneriat serios între Turcia și Statele Unite, toată această vecinătate va veni peste Europa și va veni peste voi. La care răspunsul americanilor a fost în felul următor. Domnule Ministru de Externe, că era Ministru de extern, atunci, domnule Ministru de Externe la uitați-vă ce vecinătate are Turcia. Dacă nu încheiați un parteneriat cu Statele Unite, ghiciți peste cine vin ăștia primi. Așa că. Uh, trebuie înțeles faptul că ne apărăm reciproc. Nu e suficient să spui articolul 5. Vreau, nu vreau să sperii pe nimeni. Articolul 5 înseamnă implicare militară a tuturor statelor solidari din Alianța Nord-Atlantică în baza tratatului de la Washington pentru apărarea unui stat. Toți pentru unul, unul pentru toți. Dar înainte de articolul 5 e articolul 4. Adică trebuie să discutăm, să analizăm, să evaluăm. Doamne ferește, ajungi la articolul 5. Să știți că nu există obligația ca fiecare stat în aplicarea articolului 5 să-și trimite toată armata să te apere pe tine. Nu. Poți să trimiți și două spitale de campanie. Deci, ce vreau să spun este că este extrem, extrem de important să-ți joci toate cărțile în acest moment și nu numai cele politico-diplomatice la vedere. Adică să-ți faci poze. În acest moment este cât se poate de necesar ca pe acest flanc, pe această frontieră, pe de-o parte, să existe descurajarea la răsărit, că nu se poate ataca pe nicio zonă, sau nu se poate vulnerabiliza pe nicio zonă, sau nu se poate blufa pe vreo zonă, atenție! Și la vest să existe permanent alerta partenerilor. Nu de planul se consideră că trebuie să aperi securitatea României, atenție! sau în orice caz, care ar fi magnitudinea contribuției pe care trebuie să o aduci ca să aperi România, ca să te aperi și pe tine în berăria din München. Am ales la întâmplare, în mod evident. Deci, din acest punct de vedere, repet, am văzut linii de clivaj în ceea ce privește decizia politică. Uite, de exemplu, criza migrațiilor în 2015. Evident că pentru statele, mai ales Germania, a reprezentat o problemă dramatică, o problemă majoră. Germania s-a aștepta ca statele de pe parcursul circuitelor de emigrare să preia ceva din ei și să nu meargă toți în Bavaria. Ei bine, n-a preluat nimeni nimic. I-a urcat frumos fiecare în trenuri, autocare, inclusiv partenerii germanii din Schengen și i-au dus în München. Noi n-am resimțit acest lucru, pentru că noi așa, pe la noi n-au trecut. Dar asta înseamnă că nu a existat criza. Ei bine, atunci n-a existat o soluție, nici măcar pentru cote de refugiați. Deci am mai avut, și mai sunt experiențe, dar deci am mai avut astfel de situații în care nu se ponderează bine răspunsul solidar. și Fostul... dacă ne aducem aminte, Ungaria atunci era cea care milita puternic împotriva cotelor de imigranți, inclusiv în antamând grupul statelor de la Vișegrad pentru o poziție comună la nivelul Uniunii Europene. Da. Pe scurt, Rasmus, am fost un secretar general al NATO, a, a avut o idee, a făcut o propunere, care sigur a fost ținută destul de jos ca publicitate, și anume să existe un articol 5 pe sprijin economic. Deci, să, toți pentru unul, unul pentru tot, toți, nu numai să tragem cu tunul și cu tancul, dar să ne și sprijinim economic. Și ce bine ar fi dacă în acest moment s-ar putea adopta așa ceva, dar se pare că nu există voință politică. A fost o discuție, la un moment dat pot să vă spun, înăuntrul, în pachet european, în care mai multe state s-au gândit să facem un mecanism de tip PNRR și pentru criza ucraineană, nu neapărat cum a fost și el creat pentru pandemia de COVID. Ministrul de Finanțe al Germaniei s-a opus. Așa că ce poate face România? Totul poate face, dar mai ales totul trebuie să-l facă. Și de aceea avem nevoie de experți în politica externă, pentru că nu mai avem timp de pierdut, să avem nevoie de oameni care să știe cum să pună problema, să înțeleagă diplomația foarte bine. Așa că avem nevoie de oameni calificați și nu acei experți pe care îi vedem la televizor și care astăzi dau cu părerea pe politică externă. Ieri și-au dat cu părerea pe virusologie, epidemiologie și înainte de asta cum dădea de gol Messi sau nu într-o anumită poartă. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Într-adevăr este o plăcere să dezbați aceste teme cu un specialist, de detalia dumneavoastră, care înțelege funcționarea sistemului internațional și funcționarea mecanismelor diplomatice atât de bine. Vă mulțumesc! Și, eu. și vă mulțumesc că ați fost alături de noi Bineînțeles, ne vom vedea la o emisiune următoare În care vom uh, testa și vom pune în discuție alte teorii Care sunt lansate în spațiu public și de multe ori tratate necorespunzător Vă mulțumesc că ați fost alături de noi O seară plăcută!